roata asta că se învârte tare. Lumea care te aplaudă în picioare, acul roții că se oprește la mașină. Noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încep să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Frumos spectacol cu premii din România, Roata! Dragii mei, în această seară avem o seară nebună pentru că... pentru că avem de dat foarte multe premii, o mașină nou-nouță, 10.000 de euro... Băi, bună, bursucule! Tu ești sănătoasă, mă? Dă-te jos! Păi de la școală, de unde n-ai băvit? Te-a luat cu bicicleta la ora asta, las-o naibă! Iartă-mă, am întârziat că am o livrare. Ce livrare, mă? Ce faci, mă? Te-a apucat acum, ce livrezi? Cum ce livrezi, bursucule? Fericire! Da! Stai liniștită, că la cum te cunosc eu, tu nu livrezi doar fericire. Stai relaxată. Ba oamenii. Da, crede-mă, da. Oamenii sunt foarte fericiți când văd că le duc ce le trebuie și nu trebuie să mai alerge ei de colo-colo. Mm. Și în perioada asta, duduie. Sunt pe profit că toată lumea comandă. Dar ce scrie pe tine? Adică livrare pentru toate zonele. A, adică sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, sectorul 4, sectorul 5, sectorul 6. Nu. Livrez doar aici, în apropiere, că sunt cu bicicleta, cum să mă duc cu bicicleta în sectorul 6. Dar mă refer la zone ale corpului. Practic, mi-am făcut eu pe sectoare. Sectorul 1 e zona capului și aici include mâncare, șampon, creme de față. Sectorul 2, de la gât până la buric, îmbrăcăminte, niște creme, un antiperspirant... Iar sectorul 3 de la buric în jos. Lasă! Care include? Na! Nu mai include nimic de la buric. Vreau să spun, poate sunt oamenii interesați. Ia. Deci, dacă aveți probleme sub buric... Băi, Barnoschi, cum n-are nimeni probleme? Băi, auzi, ce în cutie? Produse pentru sectorul 3. Eu stau în sectorul 3, bursucule. Ce sectorul 3, măi? Ești interesată, Iulia? Să vedem ce produse are Ana. E pentru sectorul 3 al meu. Mă, cum să duci, mă, așa ceva? Că... Stai, de ce dai? Cum să duci, mă, deci? Cineva are probleme în sectorul 3. Uite, vezi? Scrie că e livrare pentru... Dacă tu vrei să o arăți la televizor. Auzi, da. Să te faci de râs. Eu nu ți-am comandat nimic, sora mea. Adică de unde am eu nevoie de asta? Bursucule, te înțeleg. E ok să nu recunoști când ești în direct. Numai eu și cu tine știm ce e la fundul tău. Băi, termina, băi. Ia du-te la locul tău. Hai. Vezi că ți le duc acolo în spate să ia le-ai. Lasă-mă, du-te tu la sectorul tău de la panou. Iulia, ia tata. Și un calorifer, mulțumesc. Știu că tu ai avut nevoie pentru sectorul 3 că tu. Și un calorifer, mulțumim. Dar pentru ce calorifer? Pentru căldură. A, tot în sectorul 3. Iulia Dumitrache, Hot Play. Bine ați venit, dragii mei, în această seară. Iar ăsta pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă în emisiune, eu zic să-l păstrez la mine. Pentru că în această seară avem de dat o mașină nouă, 10.000 de ron cash, o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Dragii mei, să cunoaștem concurenții!
ta, Cornelia, bine ai venit. Bine te-am găsit, Bursucule. Cu ce te ocupi? Actualmente am un business propriu. Ne ocupăm cu tot ce ține de botezul unui copilaș. Adică dacă ai nevoie... De mir, de căinuțe, de lumânare, absolut de... Mai merge. Mai ales acum cu pandemia azi. Merge. Ce să facă copiii oamenii se acasă? Nasc. Nu, dar oamenii acum acasă, știi cum e? Stai în izolare. Adevărat. Numai Barnoschi n-a făcut copii, că în rest toată România. Căsătorită? Da. De mult timp? De mult. Câte bucăți? 17, așa. Mamă. Nu, mă gândeam la el. Cum te-a cucerit? Mai ții minte? Acum 17 ani, când a zis gata. De eram un copil. Tu te, mă... Adică te-a fraierit de mic ăsta? Nu. L-ai iubit. Da, pot să spun că a fost și dragoste la prima vedere. Ai, lasă. Ese, acum 17 ani exista. Erau acum altfel lucrurile. Vremuri că c***se, nu mai e ce a fost. Adevărat. Acum... Da, ai văzut pe internet, a fost cineva pe aici pe la noi, care avea o relație stabilă de 3 zile pe internet. 3 zile? Pe internet. Mult și... Adică nu s-au văzut niciodată, s-au iubit non-stop cât îi ținea bateria, dar doar pe internet. Vezi, Cornelia, alte vremuri. Ia fi atentă, am aici o vitrină plină de produse pentru tine, ce ți-ai dori? Mi-aș dori foarte mult pentru fiica mea televizorul. E un copil pedepsit, în cameră nu are televizor. Foarte bine. Iei și tableta, iei și telefonul, auzi? Nu, și pune-l să citească. Pune-l să citească mult, așa îmi făceau mie părinții. Așa zicem noi, că citesc ei, dar nu citesc nimeni. Nu mă da de gol, ca să aude, uite și mama la televizor. Baftă! Mulțumesc! Ionuț! Salut! Bine ai venit! Salut! Vin direct din... Din București. Sector... 1. Ana, sectorul 1, cu ce se ocupă domnul? Pentru ce? Produse la tine? Te-am zis că am produse. Ce? Uite, ceva de bărbierit i-aș recomanda domnului. De sectorul 1 e aici, nu zona feții. Deci asta exact, nu e exact, pentru exact, domnul. Dar ți-am explicat odată, Bursucule. Da, nu, eu mai uit. Să-ți dau și o hartă? Da, n-ar fi rău. Dar nu, să nu fie desenată de tine. Ionuț, dragul meu, căsătorit? Nu, singur. Mai bine. Foarte singur. Foarte. Singur. Atât de singur. Simt dureri pe care nu mai pot să le îndur. Ia uzi. Da, frumos. Pare rău. Bursucule, dar vreau să spun și eu o poezie dacă Iulia a cântat. Ia zi, tot pentru Ionuț? Despre Ionuț, da. Ia. E o poezie celebră. Ia. Doar primul vers îl știu. Zi, zi. Ionuț strivesc corola de minunea lumii. Frumos. Dragul meu, cu ce te ocupi? Momentan nu mă ocup nimic, am avut un business pe care pandemia m-a afectat. Asta înseamnă, bă, să fii șomer, șmecher, să vii la roata norocului să câștigi, mă, bravo! Bursucule! Bun, pare că să fie mare luptă pe televizor azi. Vedem. Și tu și Cornelia vreți, ea pentru fată, tu pentru tine, nu, televizor. Nu, eu nu vreau, eu vreau pentru mama, o mașină de spălat vase. Uite, mă, ce frumos, mă. Ionuț! Mi-a dat misiune de acasă. Vii cu mine ajutor de livrator în al treilea sector? Băi, nu e genul meu. Lasă omul în pace. Ionuț, îți doresc multă baftă mult. Și să câștigi mașina de spălat vase pentru mama ta. Auzi? Mă plimb cu ăsta după mine. Ia. Mamă. Practic l-ai dat retur. Dragii mei, în această seară vin să învârtă roata un picuț Alex Abagiu și Radu Vlădu! Și ne întrebăm dacă la roată, da, tu astăzi se vei descurca. Abagiu, nu ai de magia, dai soluția și ai terminat. Ai venit cu Radu, da, să faci pe terse, nu-i așa? Spune-mi cum o să câștigi patru runde și ceva. E grea, meseria! Bă, nu e grea! Nu știu ce să zic, dar nu e grea. Eu îți spun sincer că am sechele. De fiecare dată când văd un ghiozdan, deja am dezvoltat o fobie, așa că da, nu e greu. Dar e sigur că vrei să-l porți? Nu, l-aș pune aici, nu știu. Mi-e milă de tine, te văd așa firavă și cu dita mai... Dar este meseria mea.
Bine. Știi cum e meseria e brățară de aur? Meserie. Da, nu putem să, nu da putem știu să... că meseria e brățară de aur. N-are brățară de aur. Nu, îți spun sincer, n-a livrat în nord. Știi, în partea de sus, sectorul 1 n-a prea livrat. Abia acum se apucă, că da, l-a bogat. Da, Ana, că meseria e brățară de aur, așa se spune. Eu am o vecină la etajul 5, plină de brățări. A rupă meserie. Și next step după aur sunt diamantele. Asta așa ca... Vezi, iată, stimați telespectatori, ce emisiune frumoasă avem în această seară. Unul machează, altul livrează. Așa e, adică ne-am gândit să fie o chimie, să fie... Și el computează, să știi, lucrează... Computează? Bine, da, foarte bine. Auzi, Radu, mai computezi în ziua? Bine, voi computerizați acum bine. Adică sunteți pe... de acasă, ce să faci? Toată lumea e pe computer. Pe exact. Zoom, Mum, Instagram, de-astea, WhatsApp, toate ședințele pe Zoom. Da, în timp ce stăm și în pat. A oamenilor relaxați, îmbrăcați până aici la cămașă și aici în chiloți, că nu te vede nimeni. Noroc că m-a chemat aici, că nu mi-am pus pantalon de două luni. Radu și Alex au venit în această seară, dragii mei, să joace pentru o familie frumoasă, familia Ciucur. Haideți să le urmărim povestea împreună. Nicoleta Ciucur este divorțată și trăiește împreună cu cele trei fete într-o cameră din casa mamei. Bunica Mariana se implică direct în creșterea și educația nepoatelor Ramira și Gabriela. Sunt văduvă de 12 ani de zile și am 5 copii și 12 nepoți. Sunt mândră de ei, de copii, că eu mi-am crescut ca lumea, le-am dat o educație frumoasă și acum că sunt mari... Familia Ciucur este beneficiara programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul AJUT. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și o să spunem sărut mâna doamna Mariana. Bună seara! Bună Gabriela, bună Ramira! Bună, bună! Doamna Mariana, în această seară am adus doi tineri frumoși, muncitori, luptători pentru dumneavoastră. Au venit să câștige Alex și Radu. O să vă las să schimbați câteva vorbe cu ei. Bună seara! Bună, bună seara. Seara! Ce vă doriți, doamnă? Ce vă doriți cel mai mult de pe panoul ăsta? Un televizor și un frigider. Ok. Televizor și frigider, copii! Păi, că ne descurcăm. O e greu, o rezolvăm cumva. Baftă! Doamna Mariana, vă țin și o baftă! Ionuț, Alex, Radu, Cornelia, vă țin pumnii strânși, ține doar de mâna voastră, voi învârtiți roata norocului, voi trebuie să aveți consoanele și vocalele, noi avem premiile, așa că să înceapă runda întâi, roata norocului! Alex, Radu, unul dintre voi trebuie să joace cu mine prima rundă. Eu. Perfect. Radu. Radu, Ionuț, Cornelia. Aveți un buton în partea dreapta voastră. Vă dau un puzzle de departajare. El arată așa.
Am și un domeniu pentru voi, nu eu, ci livratoarea noastră de astăzi. Livrează domeniul... Domeniul este apel. Apel. Ce se întâmplă? Ionuț, Radu, Cornelia. Vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspunsul corect, va trebui să apăsați butonul, dar nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul, asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți doi. Doar Ionuț, Radu, Cornelia. Domeniul era... Apel. Și acum spunem pentru 1500 de puncte. Start! Apel! Tum-tururu. Apel. Ionuț, Radu și Cornelia. Butonul din partea dreaptă. Cine știe răspunsul corect? Apasă butonul și câștigă 1500 de puncte. Ionuț, stop! Coloana telefonică. Nu. Coloana telefonică. Ce treabă ai tu, Barnoschi, de te uiți așa? Dar cum a văzut coloană, coloană a spus. Eu nu văd aici. Da, da, da. Hai mă, termină-te, mă. Nu vezi tu. Ești poți să repet? Nu poți să repet. Coloana telefonică, ai spus, Ionuț. Răspunsul tău este... Greșit. Radu, Cornelia. Dau drumul, spun start. Care apasă primul? Atenție! Start! Stop! Rapid, rapid, domnul Radu. Cu mâna pe buton direct, pac! Zi! Comandă telefonică. Comandă! Atenție, poate fi altă literă la final. Comandă telefonică, spui tu. Ia să vedem dacă e așa. Comandă telefonică, aici se face diferența, putea fi comanda telefonică, au e a, au e ă la noi, dar emoție aici. Comandă telefonică și răspunsul tău e corect, ai 1500 de puncte, Radu, iată puzzle-ul din prima rundă. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este accident. Accident, Radu, pentru prima oară în această seară, învârtim de rată. Hai să fie cu noroc. Doamne ajută! Dragă mea, nu poate să... Oh. 200 de puncte, foarte bune. Prima bune consoană C. C, de la C. Creion. Exact. Oh. Bine. Câte sunt? 3, 6. 2 ori 6. Bursucule, uite, toate sunt în sectorul 1. Da, în partea de sus. Hai, Radu. Mai dau o dată, da? Dă-i și... Și se oprește acum. Doamne. La 500 de puncte, Radu, consoană. Consoană N, de la Nicolae. Bine! Și avem 4200 de puncte. Putem cumpăra o vocală să ne ajutăm? Asta înseamnă că îmi dai 1500 de puncte sau mai dăm de roată? Cumpărăm o vocală. Ia zi. A. De la Ana. Unii ar spune de la arogant, dar eu zic de la am venit să câștigăm mult, mult. Doamne ajută! Ia să vedem. Bine! Accident este domeniul. Ce facem acum? 3700 de puncte. Mai dăm de roată sau mai cumpărăm o vocală? Mai dăm de roată. Iată-mi, fără faliment. Doamne ajută, te rog eu. Hai. Și... fără tine viața este posibil. Dacă n-ai iubire, nu prea ai nimic. Dar știi că nu le zici fără mine, știu. Dar rămâi cu fără, dar rămâi cu fără. Băieți, bine ați venit pe la noi! Așteptam să vă pedepsim, dar chiar așa din prima rundă, nici nu v-ați încălzit bine. Trei plicuri avem pentru voi. 1, 2 sau 3. Alege tu. Da, alege tu, oricum o faceți împreună. Super. Măcar să fie vinat, Alex. Cum făceam la pan? 2, 2. Alegeam tot timpul centru. 2, 2, 2, că asta e cea mai grea. Spre sectorul 3, adică, nu? Că aia e zona centrală. Vai de capul. Păi și cum mă să... Așa de grav? Eu, băi, ne și cunoaștem, mai bine și la Teo. Nu pot să...
pus să se dezbrace în emisiune. Nu e. Pe bune. Ola. Este de respect. Poate se mai uită și Simona Halep la emisiune. Nu e. Alex, eu nu fac eu pedepsele. Uite. Până la urmă, ai trecut da, tu. Da, dar de ce mă bagi pe mine? Eu cred că am o metodă să mai îndulcez lucrurile. Ea e cea care ține treaba acolo. Știi cum e că eu am inima dulce pentru fete de genul... Uite, te pot ajuta, să știi. Ce am venit frumos. Pregătit. Am crezut că pe mine vrea să mă machez. Și știi că fac minuni, adică poți conta oricând pe un serviciu de calitate. Abia aștept să văd cum mă machez. Ce nu fac femeile pentru frumusețe? Da, mă, abia aștept să văd cum mă machez dezbrăcat, abia aștept. Deci asta o să fie. Dar poate măcar mai păstrez ceva, știi? Adică... A, nu, că nu te dezbrăcăm de tot. Nu, no. Chiloții păstrăm. N-are, chiar așa... Nu. No. Prinde cel puțin așa. 10 mingi de ping-pong. Asta e ciudat și dezbrăcat sună rău, boss. Nu că vreau să... Adică chiar să alergi așa cu chiloții la vedere până emisiune, nu e... Nu e... De asta eu zic că mai bine rămânem îmbrăcat și... Prinde cel puțin 10 mingi de ping-pong în cutia Anei. Ai, mă, că e simplu, mă. În cutia aia? Da! Oh. E bine așa? Toată lumea e mulțumită? Domnul Dan e perfect? 3, 2, 1, 10 mingi! Radu, vreau să fac ceva! Hai, așa, e bună poziția! Hai, e bună poziția! Nu te mai mișca, nu te mai mișca, dacă te mișc nu mă ajut! Nu te mai mișca! Mai tare puțin! Da, așa! Trișez puțin! Ratare, n-are nimic! Oh! Bine! Bine! Aplauze pentru Alex și Radu! Ana, să pregătești și o pârlele alea șoricei pentru mai târziu. Băi, eu cred că trebuia să-mi aduc sclipiciul norocos, să fac așa, să fac ceva aici, nu știu, trebuie să fim atenți. Dar să știi că e bine până acum. Adică, fără sclipici, s-a oprit acolo în buză, lângă falimentul ăla. Eu zic că... Dăm mai departe, da. Hai că pedem să mai avem. Dă-i! Liberă la mare, stau bine la soare. Wow. A scăpat să ne zbrăcăm o dată, dar de și două ori. Și toți telespectatorii acasă, da, se oprește acolo, la pedea. 300 de puncte consoană. D. D de la... Drac. Dragoste. Dragoste. Bravo! 4.000. Mai cumpărăm o vocală. Ia zi. O. Ce se întâmplă? Am făcut o livrare și nu a venit. Da. Cum a venit? Tu ai livrat un nou și noi nu-l avem. Okay. Nu e pe stoc. Ionuț, da. Rămâneți cu 3500 de puncte, băieți. Mergem mai departe la Ionuț. Haide și... Mașină, consoană. F. F de la faliment. Doamne ferește. Bine! Hop! Mersi. Pentru a păstra plăcuța, știm, dai soluția la finalul rundei, mai avem o plăcuță acolo, poate e două, cine Doamne știe, după aia mai e una și pleci cu mașina. Ce e așa greu? Se plec. Și ne face, bă, frate, regulamentul în emisiunile astea. Se câștigă premiile atât de ușor la noi. Dă-i de roată și... Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răspondesc, nu mai rețin.
100 de puncte, Ionuț. M. M. De la, de mama. La mama, că tot vrei o mașină de spălat vase pentru ea. Băi, Barnoschi, dacă nu te plimbi mai rău, mai rău ca la piață, bă, băiatule. A, dacă am livrări. Sună, bă, livrări, mă, bine că nu sună telefonul în emisiunea asta, n-ar mai trebui acum. 1300 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de rat? Dau de rat. Dă-i. Vai, vai. Am mâncat din comandă. Vai. Ce faci, Barnoschi? Uite, pauza de masă. Da? Și de unde ai luat mâncarea asta? Doar nu de pe jos. E, nu de pe jos. Din cutia de livrări. Hai, lasă. Și vreau... îi duci omului? De... Vreau să mă asigur că primește ce trebuie. Dacă îmi dă review negativ. Aha. Eu îl iau, nu tu. Dar ce cauți acolo? Sucule, termine că eu nu mă bag în roata ta. Proaspeți. Deci zici că iau review bun, da? Unde trebuie să-i duci comanda? Ia agostă și din sandwich-ul ăsta. Băi, stai mă că vede omul cum să muși din sandwich-ul lui. Nu, că și-a luat meniu mare și zic că s-a... Mai termină, mă! Nu poți să guși din sandwich-ul omului, chiar se vede. Nu, sucule. E cald, e păcat de el. Măi, Barnoschi! Eu de obicei îl testez. Vrem și noi să testăm. Uite ce mâncare de calitate și-a comandat domnul. Bravo, domnule! Foarte bună alegere! Băi, cum îi mai duci, mă, sandwich-ul așa? Ia mă, nu răbda ca acasă. Și te mai mir când vin burgerii fără două chiftele la livrări. A pățit-o, jur că a pățit-o. A făcut o comandă și a venit burgerul, burger dublu așa, fără cele două chiftele de carne. Înseamnă că problema nu e asta. Problema e că s-a prins abia la ultima îmbucătură când avea carne. Asta mizează, uite-o, pe asta mizează. Eu am livrat comanda. Păi mănânci tot sandwich-ul omului. Am degustat un pic. Îmi cer scuze. Poate se uită la noi domnul care a comandat jumătate de hamburger. E o... Așa se dă, domnul. Adică e o nouă promoție. La un burger întreg primi jumate. Acum are bonus cu ruj. Băi, 300 de puncte. R, de la roată. Vezi că mănâncă și căcărezianul ăla. Păi lui îi place foarte mult preparatul ăsta. Care preparat, mă? Ușor. E cu ruj. 1600 de puncte. Cumpăr o vocală. Cumpără, Băionuț, că la banii ăștia 1600... E o vocală. Adică... Bravo! Sunt chiar două vocale. Dau de rog. În puzzle-ul nostru, hai, și... Sexy, sexy, știu că mă vrei. Toată noaptea te gândești la bebe. Sexy, sexy, nu mai visa. 300 de puncte ai acum. S. Da, de la șarpe, m-a mai zis mie cineva. Tot aici, în emisiune. Da, da. Da, dar mai tare puțin, că parcă n-ai mâncat. Vă mai bucurați, știu că am rămas cu banii, dar omul e trist. 10.000 de ron cash, sare acul și ajunge la faliment. Asta înseamnă că am pierdut tot, inclusiv mașina. Dă-mi 1.000, te rog. Dar cine știe, mai avem șanse. Cu răbdarea treci mare. Cornelia! Ce faci, măi, Cornelia? Așteptam să fie în rândul.
după ușă. Cornelia și lupul etnic, mai la ei mă gândeam. Hai, dă-i de rată și... Banii și fetele, ne mâncă zilele. Diferență de noroc! Bravo! La tine a rămas acum dacă, strănuți sare. Și eu nu-ți fac una mai cate. 10.000 de ronche și auti. Fac ceva investiții. Banii tăi. Hop, sau nu. Tragea rău. Fii atent. O consoană corectă. Ridicăm plăcuța. T de la Taur. Stai, băi, să-ți explic un lângă, că se iei bani. Tu iei bani, niște, eu mi-au leafa. Îi împărțim. Asta, nu, dar eu trebuie să spun niște lucruri ca să-mi iau salariul la sfârșit de lună. Că altfel mă taie la pontaj, că n-am spus tot ce. Deci, tu îmi dai o consoană, T, ai spus T, am luat. Dacă există pe panou, am ridicat plăcuța, pentru a câștiga banii, trebuie tu să-mi dai soluția la finalul rundei, da? Da. Cornelia, T. Ce mii de ronchești, draga mea! Din momentul ăsta ne jucăm pentru bani! 10.000 de ronchești! Pleci cu ei acasă, cu valiza asta în mână, tu și cu neamărit miliardar. Băgăm și niște praz dacă e nevoie. Hai să dăm de roată sau îmi dai soluția? Tare! Dacă tot vorbim despre bani, 50 de sute. Înțelegi? Zi. L. Care? L de la LAC. A, L. Oh! 500 de puncte. Fix pentru o vocală, dacă vrei să te ajuți. Nu uita, accident este domeniul. Dăm de roată. Hai! Toată lumea ne înseamnă. Că vreau să pun presiune, dar... Da, ești răutăcios. Da, e... Se numără bine, adică te plictisești un pic numărând. 700 de puncte. Așa fac eu la finalul zilei. Consoană. Ș de la șarpe. Ș. Ți-am spus că ești ghinionist. Încă păstrez banii aici, lângă tine. 3500 de puncte, Radu, Alex. Putem cumpăra o vocală sau dăm de roată? Cumpărăm o vocală. Sau îmi puteți da soluția? Ia vezi tu că ai mai cumpărat și O. Da. O să cumpăr E. Bine! Accident? Da! Măi, Barmon! Da, acum iau geanta și vin. Unde te duci, bă? Băi, Barnoschi, avem treabă. Barnoschi! Hai să vin imediat. Băi, Da, da, da. Băi, femeia lui Dumnezeu, avem treabă, mă. Hai, măi, bursuscule. Băi, chiar avem treabă, stai. Băi. Lasă-mă puțin că trebuie să mă duc în partea ilalt. În ce parte, mă? Stai, măi, ce bă, te duci la... Stai aici, unde te duci? Nu mai, bursuscule, mă duc în partea ilaltă, la birouri, la canal de dăte. De ce, mă? Am rămas fără rahat, lasă-mă. Băi, dă-te jos. Dă-te jos că te. Dă-te jos. Măi, bursucule. Băi, dă-te jos de pe bicicletă. Dă-te. Întâi livrarea, după care prostiile astea, roată și ce mai sunt pe aici. Băi, du-te și întoarce ăla, dacă nu. Care prostii, că de aici îți iei leafa, dacă nu. Păi și cu rahatul ce facem? Tăi cu minte. Băieți,
Dacă îmi dați o consoană corectă, ridicăm jokerul. Ce înseamnă asta? Că avem dublă șansă în runda asta. Ne salvează de un faliment, de o consoană greșită, de o soluție greșită, de o... Am nevoie de o consoană. Consoana este... B. De la bursuc. Da. Ia să vedem. B. Este! Bravo! Doamna Mariana, sunteți fericită, doamne? Da, da. Au luat băieții jokerul, ia uite! Da. Din momentul ăsta... Avem șansă dublă, doamna Mariana. Da, mulțumesc, succes. Ce ați mai, frigider și ce am ați mai spus? Mașină de spălat. Mașină de spălat și frigider, doamnă. Și televizor. Mai avem ceva adăugat, vezi? Fiți atentă, 3000 de puncte. Suntem aproape de mașina de spălat și de frigider momentan. Băieți, mai dăm de roată, mai adunăm puncte sau mai cumpărăm o vocală sau îmi dați soluția? Mai cumpărăm o vocală. Ia zi. U. Al doilea cuvânt ne omoară? Da. În rest e o... Da, e cât de cât bine. Al doilea e... Da. Hai, să dăm de roată. Și... bine, 700 de puncte. Ia să văd, consoană corectă. Z. Este! Mă așteptam să fie sus. Mai cumpărăm o vocală? Hai să mai cumpărăm o vocală. I. Ia să vedem. Nu te așteptai la asta. Ia uite că nu te așteptai la asta. Gata, avem soluția. Atenție. Avem soluția. Avem două variante. Să-mi dați soluția acum și câștigăm 3200 de puncte sau? Sau. Mai dăm de roată și mai îmi dați acolo o consoană? Pe care poate picăm pe 1500 de puncte, pe o mașină, pe un power play, mai adunăm niște bani. Avem joker. Asta înseamnă că avem șansă dublă, deși dacă dăm faliment nu se întâmplă nimic. Mai dăm curata. Hai, mai dăm curata. Tare curata. Doamne ajută! Vai. Da, chiar v-am sfătuit bine. Pedeapsă! Ia să vezi ce vine acum. Simt că vine o pedeapsă nasoală. Știi cum ești cu norocul. Da. Merge odată, nu merge de multe ori. Asta. 1, 2 sau 3? Alege tu de data asta. 3. 3? 3. 3. 3. Vai, 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 vai. O să mă aleg și la ochi și la urechi. Cât de emoție. Dacă e cu mânca, mănânci tu. Al meu, un dedicat. Dacă a venit și cât. Ce-ai zis, Alex? Dacă e cu... Mâncat, mănâncă el. Am zis. Se rezolvă. Cât timp merge Ana cu bicicleta? De unde scrie mă asta aici, mă? Măi, bursucul, eu am treabă, trebuie să livrez. Lasă-mă naiba de livrez. Dansează vals împreună cu partenerul tău cu o pizza în gură. Vai, știi să dansezi vals? Știu. Am pus-o. Hai. Vă rog! Alex Radu, trebuie să luați pizza, să o țineți în gură, pam, 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 da. Și să balsăm cu ea timp de 30 de secunde. Ok. Da, dăm drumul la cronometru. Băieți, hot play, avem un vals drăguț, da? Așa? Perfect, stai să dăm... Da, hai să o luăm de pe farfurie. Ești atât de foame cât vrei și cu farfurie acum, ce vrei să-mi spui? Vă rog, okay. Nu, vă rog, în centru, să se vadă, să vadă actul cultural, că nu e... Nu ne batem joc de vals. Vai, Radu. vai. Știi pozițiile mâinilor la vals? Că ne învață bursucul. Da, zine. Așa? Perfect, da? Și okay. Așa, bravo. Vai de mine. Mușcă, drag. Asta.
3, 2, 1, vals! Aplauze pentru Alex și Radu! Bravo! Calitate pe pizza, ce să zic? Să-mi dai și mie numărul! Să-mi dai numărul! Foarte bine! Bun. Băi, sincer, ne-am gândit să facem una de aia mare, dar se rupea. Așa că știi cum e. Mai bine, mai bine. Și după buget, nene, că la atâtea premii nu ne permite să luăm. Dar zic că a rămas cu asta. Era mai mare, da, dar da, am mâncat eu din ea. Bun, dragilor, mai încercăm o dată. Hai, dăm cu roata odată? Hai! Doamna Mariana, ce da, fac băieții ăștia pentru premiul dumneavoastră, doamnă? Da, le mulțumim mult de tot. Dansează vals, mănâncă da, pizza, da, să... Să-i vedeți cu capul în făină în runda următoare, că văd că au, dau mână la pedepse ceva de... Consoană corectă. P. De la... De la pedeapsă. Doamne ajută! Bine! Și dăm soluția? Hai, să dăm soluția. Știi cum e, ce în mână nu-i minciună. Păi nu mai sunt decât vocale. Și alea da, trebuie să le cumpărăm și noi vrem punctele să cumpărăm. 3700 de puncte. O soluție corectă ne aduce 4200 de puncte. Deci misiune îndeplinită, avem și frigider și mașină de spălat. Acoperim până totul, ei duc tot ce trebuie, prima eu fac doamnă, vă rog, lista, mai comandați acolo la curier. Măi, nu că stai aici! Haide că mă întorc până dau domeniu. Asta e nebună, bă, a fugit din emisiune, bă. Băieți, o singură dată, tare, clar și corect, soluția voastră din prima rundă sună așa. Dacă pici cu bicicleta, faci smântână, brânza, feta. Dacă pici cu bicicleta, faci smântână, brânza, feta. Da sau nu? Și cu Alex la vitrină! Dragii mei, runda întâi câștigată de Radu și de Alex. Doamna Mariana, ne auziți? Da, da. 4200 de puncte. Ce ne alegem, doamnă? Mulțumim. Un frigider. Albatros, 2000 de puncte! Yeah! Un televizor. 2000 de puncte, bravo! Bun. Și un mister. Un mixer de la Samus, 100 de puncte și mai avem 100 de puncte. Vă dau și un sandwich maker de la Albatros. Da, da, da. Bine, da, da, și pe ăsta, doamna Mariana, felicitări. Mulțumim, Alex, mult de tău, mulțumim. Radu, bravo, mergeți la locul vostru. Hai. Iar noi, dragii mei, împreună doar noi, pentru că nebuna asta a plecat. Uitați-vă puțin. Nu mai e nimeni aici, Barnoschi nu mai e, dar cu speranța că se va întoarce, ajungem în runda a doua. Ionuț și Cornelia, am pentru voi un puzzle de departajare. Voi veți fi blocați în puzzle-ul de departajare pentru că ați răspuns corect în primul. Iată puzzle-ul. Am avea și un domeniu, dacă livratoarea noastră ar fi venit și la treabă. Ana! Gata! A venit băiatul. Domeniul este... Ce băiat, mă? Imediat. Imediat este domeniul. Uite-l, imediat, scrie aici. Dă-mă domeniu. Zi domeniu. Imediat. Ce imediat, v-am înțeles, dar zi-l odată. Mai omule.
domeniul este imediat. Au. Nu convine fă reclamație pe site-ul librării. De librării. Ionuț Cornelia, domeniul este imediat. Atenție, start! Imediat. 800 de puncte puse în joc. Imediat. Ionuț și Cornelia, concentrat, mâna pe buton. Super ușor. Nimeni nu găsește. Ia să vedem. Dar Cornelia. Ba da, ba da, ba da, ba da. Tu ai apăsat prima, nu e? Că mai aveai putut să le... Ce nu merge, exact. Mama, lege! Exact. Ai, ai, ai. Livrare rapid. Nu pot să cred. Era și greu. Și că-ți dau 800 de puncte dacă asta scrie. Ia, am și emoții, îți spun sincer. Nu știu cum mie. O să dar la noapte de la domeniul ăsta, atât de greu, adică... Livrare rapidă! Doamne Dumnezeule mare, da sau nu? Cornelia, ai 800 de puncte și fii atentă. Îți dau multe puncte dacă îmi dai răspunsul la acest puzzle. Livrare rapidă? Nu, ăsta, ăsta. Aoleu. Păi ăla că era înainte, inexistent. Fii atentă, îți dau și în domeniu, Ana, te rog. Domeniul este efect. Efect. Cornelia, dacă îmi spui ce scrie acolo, îți dau 5.000 de puncte și mergem la vitrină. Îți dau televizor. Dăm de roată. E, nasol atunci. Dă-i de roată, ai șanse să pierzi. Hai, ce zis? Am încercat. Ia cu tine și inima, inima mea, și ascund-o în bagaje pe undeva. Am cu tine acolo în America, sau în Asia. Ce vă bucurați așa, mă, că a avut și 10.000 și i-a pierdut. Măi, e prea mult entuziasm. Ușor așa că... Și ăsta la alta a avut plăcuță cu mașină și tot la mine a ajuns. Calm! C de la Costică. C de la Costică. C de la Costică. Cum îl cheamă pe soțul? Vasile. Cheamă pe soțul? My love. My love în telefon, da, așa, în nume, cum? N-are nici el un nume, ce l-ai luat așa, al nimănui de pe stradă. Nu da. E al nimănui. El știe cine-i Costică? Că ai putut să spui că de la Cornelia. Jur că e vecinul. Ba. Dar are 70. Da. Deci am jurat. Are 70 și? Vecin. Felicitări, mă bucur că îl mai ține. Brav. Pentru soacră-l meu. Lați. Alo, Barnoschi, tu ce faci acolo? Stai, măi, bursucule, puțin, că dau kilometrajul înapoi. Hai, mă! Am mers prea mult zilele astea. Băi, nu mai prostii trec prin capul ăla. Măi, Cornelia, dă-i de vreau să o vând să-mi iau una nouă. Las-o, mă! Lele, vede, simino, da-da-da-da-da. Consoană? R, de la Rățușcă. Am crezut că zici și de la Radu, că nu mai, deja intram clar la bănuieli. Bine, hai! Adevăr e că, stimați spectatori, doar la noi în emisiune puteți auzi această diversitate muzicală. Foaie verde, siminoc, tum, 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 tum. Și după Angela Similea și după Tina Turner. Adică o trecere de la foaie verde, siminoc la Michael Jackson, ceva... Să ține publicul în priză. Da, dar lasă-i, dragă, mai scoate, îi țin curent așa. Mă de la Maria. Mă de la Maria. Adevăr e că... Îl și vă punea Costică în fața televizor. Foaie verde, siminoc, tat, la 70 pomă. Tum, tum, crede-mă că adoră muzica. Au! Au! Apucă de... Doamna Cornelia, dă-mi de rată.
înseamnă că stai bine pe mână. Adică 800, 700, mașină, 10.000, consoană. B. De la Bianca. Aici ai zbârcit-o. De la Bursuc. Nu e nici... Da, ia-ți vedem. B. Ai zbârcit-o, ți-am zis. Asta, te uiți la mine ca și cum eu nu crezi că nu știu ce scrie acolo. Bă, nu ia? Eu știu ce scrie, adică, știi? Înțelegi? Domnul Alex, dăm de roată. Dăm de roată. Hai! În sfârșit. Decât tu salci la mal, m-aș face râu la umbra ta. E bun. E bun. Suntem optimiști, da? 300, consoană. N, de la Nicolae. Bine! Uite! Hai! Suzana, eu îți spun lui mama, ne-ai pura banana, nu mai joc, nu! Yeah! 500! D de la... Da, mai dă o dată o consoană. Da, mai dă o dată. Că vreau să mai dau o dată. Bravo! Uite. Hai! Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist it? Ne ducem spre 1500 sau spre Joker? Este! Pot să-l iau, da? Pot să-l iau? Vrei să-l iei, nu? Dă-mi o consoană corectă, ia. P. Mm. 1900 de puncte, rămân punctele la voi și mergem la Ionuț. Life is life. Sute de puncte, Ionuț, consoană. S, de la Steaua. Do, 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 do. Pentru asta ți-am dat 1600 de puncte. Bravo! Da, mai departe, da? Că când spui Steaua, mă unge pe suflet, așa. Gata. Auzi, o singură dată, ăia de... Tancuri, obuze... Nu. No, ăla. Eu sunt cu ăla vechi. Bravo! Bravo, băruț! Gândim la fel, simțim la fel! Dă-i de roate! Mă iubește femeile și e moarte după mine. Domnișoara Baranoschi, vă deranjăm? Nu te aud, cam huruie roata. Da, ce faci acolo? Uite, o mică revizie și o curăț de noroi. Dar tu n-ai altă treabă? Uite, au rămas niște litere neîntoarse, adică nu... Te-ai mai bursucule, că sunt la roata noroiului aici. Poți să mus puțin jobul și să fii și la roata norocului, adică să mai întoarcem niște... puțin să termin aici. Eu stau, Barnoschi, stau că... Căcărezianule, uite, ăsta e un ochi de pisică. Te vezi? Și-o pe el. De obicei e fiară, dar acum nu știu ce are. Ferească Dumnezeu. Cu cine fac eu emisiuni? Dă-mi o consoană, Ionuț. F, de la fiară. Nu ca și cum ai crezut că ți-a dat vreun pont. F, de la fiară. F, de la greșit. Dar tu ești fiară, mama. Cornelia. 3300 și o treime de autoturism. Oh, Julia. Oh, Julia.
în sfârșit. Cornelia, draga mea, avem trei plicuri și pentru tine. Trei plicuri norocoase, de culoare roșie. Trei. Unu, doi sau trei? Trei. Mușcă din fiecare legumă din carusel. Unde-i caruselul? Bravo! Ce mână ai avut! Hai să vezi ce râde, vino cu asta. Ai, 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 ai. Voi gândiți-vă la un singur lucru. Ana stă și gândește toate tâmpeniile astea, iar Gabi stă și le face peste noapte. Găbiță, vino cu acea dacă tot... Așa, tată. Cornelia. Da. Auzi? Nu e bine. Ce trebuie să fac? Vino tu aici. Uită-te așa la mine. Și stai în genunchi. Mă, dar pervers ești. Aia... Ți-a livrat-o, bursucule? Hai, am plat târziu după atâtea sezoane. Mă așez și eu cu tine, hai. Doamne, ferește, ai nebunit? Nu de alta, da. Suntem de restul curților. Ăsta nu stă bine în braț. Hai cu fața mai către public, întoarce-te mai... Așa, așa, bravo. Băi, nu vrea. Ce nu vrea? Hai, dragă, că... Iată. Păstârnac cu 4 puncte, castravețele 5 și morcovul doar 2. Hot play. Și sparanghelul? Sparanghelul e bonus. N-ai pus mâna, te-am văzut. Nu mă păcălești pe mine să pui mâna. Vrei să mănânc? Ce să? Să și mănânc? Nu. Da, dacă e bun, ce răstare acum. E dulce. Mie... Nu mie, mă, boule! Bursucule, mă văd copii acasă. Da, și pe mine. Ca și fiii mei, tot la televizor. Și aia mică și aia mare. Nu pot! Bursucule, mă ajută tine. Vai, 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 vai! Ai, 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 ce mi se reprimă aici, băie. Hai! Adina asta ai mușcat, ia altul! Mai jos! Ia mâna după el! Mergem la morcov. Nu, ăsta e nespălat! E spălat el? Nu e! E dacă îți spun că l-a trecut Ana pe noroi. Vai! Întoarce iar te întors. Așa. Hai și la morcov. Stai să înghit. Vezi că sună ciudat. Mai spui despre mine că sunt eu pervers. Stai să înghit. Ah! Și tu ești pervers. Doamne, nu stăți din postaza să spuneți asta. Nu știu cum să zic. Vai. Ce mai am, mă, morcovul? Bursucule, prinde și tu. Să ia și-o în gură. Ia și tu sparanghelul. Ia și tu. Te ajut? Gabi, te-a omorât. Nu mai poți să respiri. Nu sparanghel, las că eu iau fără mână. Ia uite, ia de hot play. Aola. Aola. Bursucule, sigur ai mai făcut asta? Și de aici se pot interpreta multe lucruri, Cornelia. Hai. Aplauze pentru Cornelia, foarte bine. Bravo, Cornelia, bravo. Bravo. Ai făcut acum în burtă o salată de crudități? Hai, dă-mi de roată. Tare. Niciodată să
puțin mai încet. Am uitat să spun că de fapt ăsta e visul fiică-mi. Să ia mașina? La 18 ani acum, da. Pa, mă, să strească, doamne. Bă, măcar o mașină de spălat să-i duci. Dacă nu poți mașina asta... G de la găină. Bine, e și normal că păstârnac, morcov, te-ai gândit la o supă. Ce să mai... A ieșit. 3600 de puncte, putem cumpăra o vocală să ne ajutăm, Cornelia. Sau dăm de roată, tu alegi. Dăm de roată. Hai. Cine m-a făcut-o? Are. M-a întrebat ce mi se pare. Și de la șarpe. Și de la șarpe pentru 800 de puncte. Și de la șarpe. Bravo! Ce facem acum? Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Cumpărăm vocala A. Vocala A. Foarte bine. Mai cumpărăm una? Sau dăm de roată, Cornelia? Efect este domeniul. Pot să dau soluția? Știi soluția? Da. Băi, Ana, ce le-ai băi pus, bă, morcovul ăla n-aia? Uite... A fost bun. Dintr-o dată, pa, castravetele nespălat. De la păstârnac. Nu era spălat, ți-am zis. Abia ce l-a scăpat în nămoliat. Noi l-am spălat. Se de transport se mai întâmplă. Ci ți-a rămas un pic de pământ. Transportatoare. E sigură că vrei să-mi dai soluția? Da. Nu mai dăm după a doua plăcuță de mașină. Prefer să eu cumpăr eu, Lufime. 900 de puncte. O soluție corectă ne aduce 4400 de puncte. Și o treime din acest autoturism. Mai avem două runde pentru două plăcuțe. O singură dată, tare, clar și corect. Când adresa e greșită, cina nu mai e servită. Când adresa e greșită, cina nu mai e servită, spui tu. Cornelia. Bursucule, te-ai schimbat la față? Ai riscat... Iar răspunsul tău este... Bine! 4400 de puncte și șansa de a câștiga mașina rămâne la tine, Cornelia. Hai la vitrină! Doamnelor și domnilor, runda a doua câștigată de Cornelia. Draga mea, foarte multe puncte. 4400 de puncte. Ce ne alegem? Deci îndeplinim visul cu televizorul. Un televizor, 2000 de puncte! Bravo! Mașina de spălat vase, că tot vrea mama să-mi cumpere. Samus, 1300 de puncte. Un expresor de cafea. Studio Casa, 1000 de puncte. Și sporcătorul de citrice. Taurus, 100 de puncte. Bravo, Cornelia, astea sunt frumos. Punctele tale. Felicitări. Mulțumesc. Pe locul tău. Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem în cea mai mare viteză către o comandă, către o livrare, către runda a treia. Ți-a cerut cineva să-l dai pe Pufca? Nu, l-am livrat la toaletă puțin. Draga mea Cornelia, pentru că tu ai răspuns corect în cel de-al doilea puzzle de departajare, iar Radu în primul puzzle de departajare, eu zic să facem o pace cu toții și să-i lăsăm lui Ionuț șansa de a începe runda a treia fără niciun puzzle bonus. Doamne ajută! Nu de alta, dar sigur nu va începe azi niciunul, simt. Și atunci, Ionuț, iată puzzle-ul pentru tine. Avem și un... Ați audat, bă, băiatele. Deci dacă te-au rămas 4-5 pâchețele de alea albastre, în rest... E ok, eu pare le ghicesc. Doamne, ce amor gheboz! Îl iubesc, mă, bursucule. Cum să te superi pe el? Exact. Să le capă copii.
în cutia de livrare, dar n-ai cum să te scoți. Păi, Barnoschi! Să arunci cutia să iei alta. Dă-mi un domeniu. Dai tu bani? E, îți dau eu. Faci tu rost, că de-aia muncești. Dă-mi domeniu. Recompensie. Cum, mă? What? Recompensie. Ce e asta, mă, recompensie? Ai combinat o recompensă cu pensie? Da, bursucule, mă gândeam la retragere. Abia aștept să fac bani și să mă retrag cu pufca. Unde, mă? Unde ai plecat? Bă, dacă ar fi mâine să pleci într-o vacanță, doar tu cu al tău căcărezian, unde ați pleca? Cred că în Turcia. Sigur avem ceva pile pe acolo. Zi, domeniu. Recompensă. Recompensă. Hai, Onuț. Dă-i și... E ziua în care vreau să fiu doar oarecare. Și... 100 de puncte, Ionuț, consoană corectă. Prima din runda a treia este D. De la Dincolo de noi. Bravo! Și... Zi! Mă, de la mașină. Bravo! Hai! Câte una, câte una! Câte una! Eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Ei, ai, 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 300 de puncte. R de la roată. Și este, hai! Încolo la Elisele. Mamă, am fost sigur că ajunge acolo. P de la pedeapsă. E ok. 2700. Pare a fi runda ta, 500 de puncte. T de la taxi. 3700 de puncte, Ionuț. Putem cumpăra o vocală? Cumpăra o vocală, da. Ia zi. A. Aolea. Mai cumperi vreuna? Nu, da de roată. Hai. Și încă o dată noi gândim. Mai fac sărac. Și începe războiul. N de la nimic. Cornelia e cu ochii pe tine. N de la nimic. Eu nu mai fac speranță, stați zici de ok. Este N! Tu nu-ți mai fac speranță? Nu, chiar nu. Dacă mai dai pe una? Să vezi ce scrie speranțele, brusc. Când ai așteptări, atunci poate se întâmplă ceva. Exact. Ok, dau? Dă-i. Eu v-am dor. Încercam să cu puterea minții. Da. Era premonitoriu că a luat 1 pe 3. 1 da. Din 3, nu? Da, și MOV. Voilà. Da, exact. Exact, fix. Adică 1 1. Morcov nu. Ăla greu. Nu spune că umblăm la morcovul de mai devreme. E pedeapsă de sector 1. Te lucrează la fățău. Nu cred. E, crede-m. Nu scrie altceva? Stai că mă duc să nu mintă, că ea mai minte așa, vom să mai joacă. E pedeapsa de sectorul 1 combinat cu sectorul 3, așa, da. Aoleo. E nasol? E sau nu e?
știe. Asta am vrut să aud. Ce te bucuri. Ai sărit vreodată cu coarda? Nu. E. Tot pentru... un început. Exact. Sari cu coarda fără să îți... Sară boabele de cafea? Din lingură. Ai, ai, ai. Adică încep direct la profesioniștat. Vino cu a... Vezi că dacă te vede Doroftei, o să fie invidios. Sigur. Îți dăm o coardă, o lingură pe care o ții între dinți. Mă. Și nu are voie să-ți sară nicio boabă de cafea. Dar nu știu să sară coarda, adică degeaba fac asta. Apropo, hai să exersăm un pic. Hot da. Play. Așa e teoretic, nu? Așa. Păi și dacă am mai angură, mai cum fac ceva? Nici eu nu știu. Cum nu știu? Mai. Vai, vai, vai. Bătaie de joc. Voi ați vrut-o. Bătaie de joc. Uită-te puțin la privirea aia tăioasă, o da, vezi? Am auzit și mai devreme, dar asta da. La, fix la ea mă gândeam, ea jur. Este mama Nela, în momentul ăsta te-ar omor. Adică simți privirea. De da, da, deci se uită în ochii tăi câtă mizerie faci și spune simplu, te omor. Ana și Burțu cu noi. Da, 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 nu, că pe noi ne cunoaștem. Adică pe noi ne-a bătut suficient, acum mai ai și invitați. 3, 2, 1, și... Încearcă și tu, te rog. Încerc-o. Nu, te reușești. Faci 10 flătări. Da. Dacă eu nu văd nicio boabă. Da, 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 să sari așa cum am sărit și eu. De ce trebuie să sar cum am sărit? Păi tu o pui așa și tu ești peste ea. Bă, sar coarda. Nu e să, e treci coarda. E treci coarda. Bă! Nu, hai cum fac și așa, hai cum fac și așa. Poți să... Tot încerc. A treia e oară când o rog. Bă, e nicio boabă. Băi, nicio boabă! Și... A, scuze-mă! Bravo, doamne! În sfârșit! Așa, așa. Ai văzut mama Nela că le-a aruncat intenționat? Ai văzut, nu? Să-mi dați mătura, că nu-i da. Problemă. Ia dă-i mătura, ca să vină să facă curat. Ia stai, mă, aici. Ia du-i mătura, mama Nela. Păi ce, aruncăm aiurea pe-n platou? Dar ce? Suntem la noi acasă? Deci cum a făcut la final, l-ați văzut, vino cu a, cu, vino cu a, vino, vino, ia, auzi mama Nela, deci chiar e, dă-i mătura și fărașul, dă-i mătura și fărașul, e tânăr, îl ierte, da, lasă, mă, ia de aici, e tânăr, lasă, ia de aici, hot play. Dar nu-i normal, cum să faci așa? Adică intenționat, este lipsă totală de respect. Nu poți să stai și să faci așa într-un platou de televiziune. E chiar urât. Adică, băi, mama Nela, nu se poate, băi. Mă bune, las-o naiba de treabă. E chiar lipsă de respect. Eu mă retrag, eu mă retrag. Nu te mai sta așa. Și-ai dat și din... Cum am stat tu? Lasă așa că e. Ia mătura asta, mamă, că ce-am făcut? Ce-a făcut? Eu? Uite, din cauza lui. Dă puțin că le iau eu la mătură. Dă-mă drumul la muzică. De ce faci, mă, mizerie? De ce? De ce, mă? Ești ok? Thank you.
Și că un... Zi, 800. U. Foarte bravo, bravo. La umbrelă. Bravo, mă. Adevăr e că U e o consoană de... Ce să mă fac, Doamne, eu? Ai nime... Eram prea axat pe atunci. Bă, ce faci, mai? Mai, bursucule! Mai, mai, Barosky! Tu nu le spargi, le furi! Ce vorbă e asta, bursucule? Ce ai în... Am o livrare. De electrocasnice. Ai o... Stai, nu pune ghiozdanul în spate. De ce te chinuiți? Au, stai mai, bursucule, că mai... Dacă nu... Băi, dar la fix e la ghiozdanelul ăsta. De ce? Pentru că de fiecare dată când îl deschid, îmi fac câte o plăcere. Stai aici. Ia uitați-vă, stimați. Bă, dar ce-i, mă, vitrina mea? Vai. Ce faci cu toate astea? Fiate, păi am curat... o comandă fermă. Blender, fier de călca, mixer, ai sandvișuri, prăjituri, hârtie igienică, mici de pin... Ce n-ai, bai, la tine, bă, n-aia? Unde livrezi tu toate astea din vitrina noastră? Am o comandă în Titan. În Titan? Auzi, dar... Nu tu stăteai în Titan? Da? Bă, da. Pentru ce duci tu lucrurile de astea? Pentru cine-i comanda asta? Pentru mine, că mă mut acum, știi, că sunt mutatul și... Da, ce să faci tu cu... Ce să faci tu cu mâna ta? Te bazezi pe alții, mai bine mi le livrez eu. Du-te, că dau cu fiorul după tine, du-te. De unde e la fiorul ăsta de călcat? Trebuie să-mi calc și eu hainele, trebuie să mai fac o prăjitură. Doamne, și avem premii de calitate aici. Avem, dar nu mai știu să le pun înapoi. Asta de unde e? De aici, a? Eu vreau acasă, de ce să-l pui înapoi? Dai, pune-mi aici. Doamne, ferească Dumnezeu. Zi, Ionuț. Ce să zic? Păi am să zic că nu e. Cornelia! Ți-a luat ăsta șansa să dai după mașină, mai ai una. Hai, să dăm după ea tare! Tare! De puncte consoană. Cât de la costică? Cât? Nu mai zic nimic. O să zică el. O să vrea să împărțiți premiile. Hai, dă-i de rată. Nu, că e un vecin drăguț. Da. $400. F de la fiară. Bravo, hai! Știi că eu te voi iubi, mereu, nu contează cât ar fi de greu. 800 de puncte. B. Nera Bursuc. Iar ești nesuferit. Hai să cumpărăm un vocal, o? Ia zi. E. E. Cornelia s-a pus pe voi. E pusă pe treabă. Văd. Deja știe puzzle-ul, iau tu. Nu, am o... Ai o dremă undeva. Un cuvânt. Sexta. S de la Sanie. Ui, Sanie cu zurile. Prum.
frumoși sunt căluții. Ei, dar mai frumos sunt ai mei, că le dau apă cu mic și zboară ca niște zmei. Pe mândra mea se rămâne la ea, să mie cu zâncălă. Bursucule! Ușor, că ne apucăm de cântat, de fuge și ne acostică din fața televizorului. Am o întrebare. Ia zi! La tine nu m-am gândit toată emisiunea și nu vreau să crezi că nu te iubesc sau nu sunt alături de tine. Ce vrei? Vrei o livrare crâmă? Crâmă? Asta e o capcană ceva, e o... Nu, bursucule, am terminat ziua de lucru aproape și vreau să-ți fac o livrare crâmă. Ok, intru și de data asta în joc. Ce înseamnă crâmă? Crâmă e un termen pe care îl folosim noi livratorii. Crâmă înseamnă ce rămâne. Ce rămâne prin geantă. Deci când fac curat seara, uite, eu ți-o deșert acum. Nu, nu, nu. Nu, ba, da, chiar insist. Nu, nu. Că mâine trebuie să fie proaspătă. Nu, Barnoschi, te rog, nu. Trebuie să fac curat în geantă pentru mâine. Ia uite, deci toate astea, ia uite. La alegere. Radu, dă-i de rat. Hai, Doamne, ajută. Like a cele mai multe puncte de pe roată, 1500, sare acul și ajunge la 300. Bune, și asta e a consoană. L. Bine, hai! Ne întoarcem la 300, roata se învârte o dată, consoană. Ș. Iertați-mă, sucă. Explică-te. Mă gândeam așa, măi, bursucule. Eu stau aici să mă ocup de roata asta. Uite ce e pe jos aici. Tu-ți dai seama că undeva în sectorul 3 cineva se șterge cu prosop acum? Vreau să vă anunț pe cei de acasă. Ana ocupă acest post în emisiune în baza unui concurs. Adică noi am văzut mai multe fete. N-are asemănare. Noi am văzut mai multe fete. Adică din, erau multe la casting. Oameni buni, iertați-mă că intervin. Sunt aici deodată cu canalul. Am vreo 8 ani. Bursucul e mai nou. Dar noi nu avem 8 ani. Avem mai mult. Bine. Eu am chiar vreo 10, dar n-am vrut să te simți tu prost. Vreo 7 am eu de când sunt pe aici. Deci... Of. Cumpărăm o vocală sau dăm de rat, avem 1200 de puncte. Și dacă dăm soluția, mai primim 500. 500, da? Dacă... Eu zic să mai dai după niște consoane, dacă știi soluția. După niște pedepse. Hai! V de la Vlăduț. În momentul ăsta avem 1600 de puncte. Doamna Mariana, mai riscă sau nu? Zici ce vrei tu. Dăm de roată. Ești sigură? Că vrei să mai dăm de roată? Da. Radu, riscăm sau nu? Eu risc, fac și pedepse pentru doamna, dar nu mai sunt consoane după calculul meu. Exact. Ia-o la mine la livrări, bursucule, că nu te mai pricep. Nu m-am uitat la... Da,
Doamna Mariana. Da. Nu mai sunt consoane așa. Și atunci îți spun o soluție dacă știe. Bine. Radu, o singură dată, tare, clar și corect, pentru 2100 de puncte, zi! Atunci când faci o livrare, bacșișul poate fi mare. Atunci când faci o livrare, bacșișul poate fi mare. Da sau nu? Radu, Alex, doamna Mariana, mergem la vitrină, 2100 de puncte! Dragii mei, runda a treia câștigată de Radu și Alex, doamna Mariana, 2100 de puncte, doamnă, ce ne alegem? Un laptop. Laptop, 2000 wow! de puncte! Bună alegere, îmi place! Și mai avem 100 și o cafetieră. De la Albatros, perfect, doamnă, să stăpâniți sănătoasă. Alex, Radu, felicitări. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, în runda a patra. O luăm de la început. Puzzle de departajare pentru toată lumea. Ia uite-l. Toată lumea ești pregătit? Avem și un domeniu. Domeniul este achitare. Achitare. Ionuț, Alex, Radu, Cornelia. Achitare. Cine începe runda a patra? Start! Achitare. Hai, stop! A venit așa. Alex i-a dat lui Radu. Exact. Radu a apăsat butonul. Exact. Și răspunsul este? Plată cu cardul. Plată cu cardul, spui tu. Ia să vedem. Plata cu cardul. A, Ionuț, Cornelia, atenție, start! Stop! Nici n-a apucat să dau start, că i-a dat una la buton de... Plata cu cardul. A. Bine. Mie așa îmi place să folosesc cardul. Ca leopard, cum zicea trupul. Este! Avem un puzzle. Stai! Aoleu! Ți-am zis că e cu energie. Oh, eroina, oh, eroina mea. A, că vă, că ai luat așa de la Pusternac acolo. Bun, 400 de puncte, dăm prima consoană. Chiar sunt curios acum. Bă de la Bursuc. Bă de la Bursuc, ia să vede. Ia, nu e, bă, băiatule, bă, incredibil. O să merg mai departe. Cornelia, după mine. Da, Bursucule. Usa. Respiri, inspiri. Mi s-a buresc cu chelarii. Iată puzzle-ul din runda a patra. Aolea. Nu punem mâna pe roată, stai. Avem și un domeniu. Trebuie să-și ia și Ana Lea facă. Ea nu știa doar pentru prostii. Domeniul, zi repede că se apucă de ea. Domeniul este nepreparare. Și acum dă-i nepreparare. Hai! Op! Aia pic o dat. Graba strică treaba. Da. Brav. Alex, dăm de roată. Hai să dăm de roată. Hai. 800 consoană. Cât de la Costel? Bun, hai. Nicolae. Râde la Radu. Bine!
4.000. Dacă nu era să fie vina mea. Hai! Come on, let's face it. Ok. Mamă, mamă, mamă. Dă de la dezastru, că ce-i pe aici pe jos. Dă de la dezastru. Dar unde dragoste nu e, nimeni nu e. Soare nu e, nici viață nu e. Iar eu mă simt antipă. 200 de puncte, consoană. Zi-mi, ajută-mă, ce vrei să mai... Mă. Mă. Nu cred, oh. Rita mai pasă. Vezi ce face. Cum se face, cum o vezi plângând și-ți place. Ai grijă că toată se-ntoarce. Foarte bine. Mersi, mult mai bine. Mersi. Cornelia. Tu ești cu ochii ăsta la mine. B. De la Bursuc. Insiști. Nu. Alex. Hai, let's go. Da, mamă, sunt pe altă. Pentru că altfel nu-l pot uita. Consoană. F. Au. Măcar Ionuț. Acum sunt în legal, legal. Mă-ntreabă inima de ce nu am noroc în dragoste. Ionuț, 300 de puncte. Pui de la pedeapsă. Mă-ntorc la tam. Ionuț, pentru tine e puțin târziu să câștigi mașina, dar dacă îmi dai o consoană corectă, măcar îi distrugem și visul Cornelie ca să fie treaba treabă. S de la soare. Nu cred. Te lasă, eu am mă. Să știi. Eu am vrut. Te lasă, e ceva da, pe fost, el. Dar nu-mi dau seama ce-ai... Ce-am pus eu acolo? Puzzle-ul ăsta, da. Nașule, ce tânăr ești, nașule, nașule, și-ți place să chefuiești. De puncte. G, de la găină. Deci dacă nu e nici ăsta. Este! Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Ai cântat tot cu noi. Ce frumoasă-i dragostea. L, de la lacăt. De la Lucifer. De puncte. Cumpărăm o vocală să ne ajutăm, Cornelia, sau mai dăm de rată? Cumpărăm vocala A. A. Nepreparare este domeniul. Ia uite ce e acolo. Ce facem acum? Mai cumpărăm o vocală, mai dăm de rată? Mai cumpărăm vocala E. E, U, nu E. Ai zis E, E, ai zis E, am luat. Vrei să dau și U. Dau și uși cu asta, bă, să-ți mai negociem. După aia mai dai de asta, mai adun punct, deci nu. Bine, hai, dai de rată atunci. Rândul 4, locul meu era. Încă știi cât voi trăi, nu-l voi uita. Hai să-ți dau și U, să te ajut. Nu. Era, mai bine așa?
0. Mai bursucule. Eu. Bendu, în loc să fie atent la emisiune, îmi face mie comandă prin aplicație. Bendu nostru, mă? Dar ce ți-au comandat? Păi uite, Iulia mi-a comandat Leber. Comaroni Carta Boș și Bubu Tobă. Dar Toba acolo. Auzi, Cristi a comandat muștarul și Alex Parizerul. Măcar să o facem de câmpenează pâinea. Eu vreau țuică de prună. Alex vrea țuică de prune. Nu! Alex, dă de roată. Nu mai avem, am băut-o eu. Hai să vedem. Și stop! Yes! Doamna Mariana! Uitați-vă la doamna Mariana. Da? Uitați-vă la doamna Mariana, este în extaz. Doamna Mariana! Da? 10.000 de ron cash, doamnă. Da. Banii ăștia pot fi ai dumneavoastră cu două condiții. Da. O consoană corectă și ridicăm plăcuța și după să-mi dați soluția. Alex, Radu... Știți vreo consoană care ar putea fi acolo bună? Știm. Deci știm o consoană corectă, una. Da? Da. Alex, Radu, consoana voastră corectă pentru a ridica plăcuța este... Ț de la țâmțar. Este! ...4.500 de puncte. Putem cumpăra vocală să ne ajutăm. Din momentul ăsta, banii ăștia sunt cei mai importanți. Alex, Radu... Eu nu vreau să mai cheltuiesc bani. Cred că putem să dăm soluția deja. Alex, Radu... Dacă o singură literă este greșită, pierdem tot. Am mai fost acolo. Am zis o literă greșită, nu pierdem acum. Sigur nu vreți să mai cumpărăm o vocală? Vă recuperați banii după? Nu. Ok? Totul sau nimic. Doamna Mariana, da? Dacă soluția lor din runda a patra este corectă, avem 5.000 de puncte câștigate și 10.000 de ron cash. Doamna Mariana, da? Când ați avut, doamnă, emoții atât de mari de fericire niciodată. Ultima oară? Niciodată. Niciodată. Doamna Mariana, da? Puteți pleca bogată, doamnă. Da. Când ați numărat vreodată în viața dumneavoastră 10.000 de ron cash? Nu. Alex, Radu, 10.000 de ron. Niciodată doamna Mariana nu a văzut banii ăștia toți odată. În mâna ei, în casa ei. O singură dată. Tare, clar și corect. Iar doamna Mariana va fi... începând din această seară, mult mai fericită. Care este răspunsul vostru? Aplicația de livrat ține aragazul curat. Aplicația de livrat ține aragazul curat? Da. Ce legătură are o aplicație cu un aragaz curat? Păi nu ne mai chinuim acolo foarte tare, știi cum e? E așa, mai pe light. Pui și staniolul, dacă e... Răspunsul vostru, doamna Mariana. Da? Este corect. Este...
dorit un frigider și o mașină de spălat, doamnă? Da. În această seară veți număra 10.000 de ron cash. Banii ăștia sunt ai dumneavoastră. Mulțumim de tot, mulțumim. Doamna Mariana, 10.000, da. Aveți treabă în seara asta. Da. Și vă spun doar atât, mai aveți 5.000 de puncte. Da. Alex, Radu, doamna Mariana, hai la vitrină! Da. Runda a patra, 5.000 de puncte și cel mai important, 10.000 de ron cash, doamna Mariana. Da. Avem vitrina în față, avem bani în buzunar. Ce ne alegem? O mașină de spălat. Samus, 1.600 de puncte, doamnă. Un aragaz. Un aragaz. Studio Casa, 700 de puncte. O cotă. O hotă. Studio Casa, 350 de puncte. O tabletă. O tabletă, 1.000 de puncte. O cană electrică. Cană electrică, Studio Casa, 150 de puncte. Un aspirator. Un aspirator Albatros, 500 de puncte. Și un fier de călcat. Fier de călcat, stație de călcat, Albatros, 700 de puncte. Astea sunt punctele, felicitări, mulțumim, doamna Mariana. De tot. Bravo, mulțumim. Radu, bravo, mulțumim, Alex, am dat și banii. Mulțumim. Mergem mulțumim acolo mult de tot și le mulțumim mult de tot. Cu mare drag, doamna Mariana, i-au venit să joace pentru dumneavoastră și... Nu plecați din fața televizoarelor, pentru că s-ar putea să mai avem o surpriză în runda bonus! Clasamentul de astăzi, doamnelor și domnilor, arată cam așa, cu 0 puncte, dar mereu cu speranța în suflet. A fost alături de noi Ionuț, mulțumim mult de tot! Pe locul 2, cu 4.400 de puncte, aplauze pentru Cornelia, felicitări! Iar pe primul loc, cu 11.300 de puncte și 10.000 de ron cash, aplauze pentru Radu și Alex! Și cu ei mergem la roata mică! Haideți, băieți! Perfect. Aici avem doar premii pentru doamna Mariana, pentru Gabriela sau pentru Ramira. Va trebui să învârtim deodată în sensul ăsta, cât puteți voi de tare, amândoi odată sau doar unul dintre voi, cum vreți. Hai. Go for it. Să nu vă loviți. 1, 2, 3 și tare! Ăsta este, da? Da. Perfect. Aici există un premiu. Pentru a câștiga acest premiu, va trebui să fiți foarte atenți la cea care ne-a livrat numai prostii, numai lucruri bune în emisiunea de astăzi. Fericire! Fericire și iubire! Ana! Vă vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Aoleu! Aoleu! Domeniul este delicios. Vă vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Au! Iar voi acum aveți dreptul să ne mai dați încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care vi le-am dat. Hai să alegem vocala, măcar să începem cu vocala A. A, A, ok. Oricum vi le afișăm pe toate la final. Ok. Da. Și... Go for it, dă drumul la stil. Aș zice M, una zici tu și mai zic eu una. Eu aș zice... P. Și încă una. Cercăm D. D. Hai, cu D. P, D, M și A. Vocala A. A. Să vedem dacă le regăsim. Hai, nu e chiar rău. Doar au. Ba nu. Special. A, știu. Bravo. Și eu. Dragii mei, pentru a câștiga acest premiu, va trebui să-mi dați răspunsul corect în 10 secunde. Start! Specialitatea bucătarului. Specialitatea bucătarului. Da sau nu? Este! Doamna Maria!
Doamna Mariana, da? Mai am un premiu aici pentru dumneavoastră, doamnă. Da. Astăzi, în runda bonus, în afară de tot ce ați câștigat până acum, ați mai câștigat... Doamna Mariana? Da. Câte camere aveți, doamnă, unde stați? Trei. Trei camere? Da. Doamnă, trei n-am. Dar începând de astăzi aveți două televizoare pentru că ați mai câștigat unul! Mulțumim, mulțumim! Felicitări, Alex, mulțumesc! Grazie, mulțumesc! Vă invit la loc! Aceasta a fost seara noastră plină de premii, plină de energie, plină de nebunii. Și în ultimul rând, seara în care au zburat 10.000 de ron cash către doamna Mariana. Mulțumim foarte mult, Ionuț, Alex, Radu, Cornelia, vă mulțumim din suflet, mulțumim Hotplay și Ilia Dumitrache. Până săptămâna viitoare, nu uitați să ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu, Am Barnostit, Iulia Dumitrache, Hotplay Band. Cum sunteți pe Instagram? Alex Abagiu? Abagiu. Și Raduno. Și Raduno. Să fiți sănătoși și nu uitați până să...